Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod, la un nou joculeț. Vom continua cu Car Mechanic Simulator sau Car Mechanic Simulator, nu Car. L-am mai jucat jocul acesta acum multă vreme, am mai făcut un episod sau două, dar s-a adăugat un DLC nou. E ca și cum îl vom juca în episodul acesta, dar s-a adăugat un DLC cu ceva Mercedes, o mașină, chestie, însă nu e deblocat pentru că avem nevoie de level mai mare, dar am zis așa să mai facem un episod cu jocul acesta pentru că îmi place, este relaxant și mai ales dacă îți plac mașinile și știi toate componentele mașinii, jocul ăsta e super ușor. Dar hai să vedem. Tare cu tare, n-am pus muzică pe fundal pentru că am crezut că mi-au copyright, ci că se ia copyright în melodie. Vreau să-i văd eu pe ei cum îmi dau mie copyright, nu mă mai interesează. Dar parcă se aude așa, nu știu, oare se aude destul de tare muzica, să nu mă acopere? Nu cred că mă acoperă, că eu vorbesc ca nebunul pe aici. Phone. Asta e mașina nouă, Mercedes-Benz. Bine, nu știu dacă e singura, dar este din seria aceea. Dar avem nevoie de 3000 XP și noi avem 300. Ok, hai să luăm jobul ăsta. Dacă nu știți cum e jocul, pur și simplu ești un mecanic. Primești mașinile și trebuie să le repari. Mă rog, nu le repari, schimbi partea mașinii care are probleme. De exemplu, avem aici o mașinuță, da? Și ne uităm frumos pe listă, apăsăm O și spune așa, bă, are nevoie de un belt tensioner, timing bell și water pump. Deci, mergem și cumpărăm. Body part, nu asta. Aici. Și ne uităm, belt, asta odată o cumpărăm și mă mai uit odată, îmi sună telefonul când primesc câte o ofertă, timing bell și water, cât era, I4 sau? Timing bell și water pump. Imediat, timing belt, ăsta și water pump, era I4. Perfect, mai primim oferte, vedeți când ne sună ăștia pe aici, însă... Hai să vedem. Hai să vedem ce e stricat. În primul rând, văd că acum e mai ușor, dar înainte, ce nu reușeam la jocul ăsta să-mi dau seama, era ce parte trebuie să o înlocuiesc, pentru că sta atâtea și de unde să știu care e timing belt-ul. Dar le vezi de aici, că sunt stricate. Dacă am uitat că te miști după WASD-ul din mouse, să întorci imaginea. Vedeți că astea sunt ruginite și dacă dăm examine și le examinăm, vedem că sunt roșii, da? Și restul este totul alb. Așa că trebuie să le dezasamblăm. Scoatem astea. Da, de ce? Nu, stai. Oh, pe rotiță, ok. Vreau să scot și asta, dar nu merge să scot direct. Trebuie să scot asta ca să pot scoate asta. Și dacă scot asta, trebuie să scot mai întâi asta. Deci, nu putem scoate exact piesele în ce ordine vrem noi. Scoatem și ruburile. Perfect. Dar, mai avem și timing belt-ul să-l punem, care este în spatele chestiei astea. Imediat. Scoatem. Nu știu dacă vă place jocul sau nu știu cât de mult vă place jocul, dar dacă vă place, aș aprecia și dacă ați apăsat butonul de like să mai facem episoade în caz că mai doriți. Dacă nu mai doriți, aia e, boss. Și înlocuim cu piesa bună. Perfect. Ați văzut acolo că era cu roșu, noi am pus ceva cu verde, adică nou și bun. Da? Și acum punem la loc bucățelele. Vedeți, am înlocuit cu una nouă, nu mai e ruginită. Astea le avea deja. Și nu te lasă să termini comanda dacă nu pui toate alea la loc. Dacă nu înlocuiești tot ce trebuie. Vedeți, asta e stricată, dar asta e cu 100%. Deci, mașina va merge perfect. Și nu cred că mai lipsește ceva. În caz că mai lipsește ceva, ne va spune. Păsăm O. Finish job, avem profit 420. Uite că lipsește. What? Stai. Ce-am uitat? Oh, asta, vezi? Se mai întâmplă. Dacă nu sunt atent. Pac. Și acum, bum, s-a vândut. Perfect. Și avem 468 XP. Știu că pe aici pe undeva, toolbox, fast unbolting, you have no upgrade points. Bine, boss. Nu prea știu eu ce sunt astea aici.
Deci toate sunt la fel, ok. Exit. Bă, lasă-mă. Ok, deci nu ne-a deblocat aia momentan. Hai să rămânem noi la astele noastre. General running gear control and repair list provided. Put in new timing parts. Nu. Vreau să dau decline la aia. Take job. Aia era cu aceeași comandă. Exact ce am făcut adinea ori făceam iarăși. Loading. Ne-a venit mașinuța. Putem să-i deschidem toate astea. Frumos. Ia, pot să... Mi se pare că o poți și conduce la un test drive. Disable part. Să dai ușa jos. Ok. Bun. Dar hai să ne uităm pe listă și să vedem ce e stricat. Oh my god. Front driving axe C, front steering knuckle A, rubber bushing și spring cap. Habar n-am ce sunt astea, dar hai să mutăm mașina pe unul din lift aici. Haide, închidem capota, ridică mai sus. Va trebui să mă uit eu din nou. Deci front drive axle C, front... Oh my god, o să uit deja. Ok, bushing. Bun, și acum hai să vedem ce trebuie să înlocuim, pentru că nici eu nu știu. Hai să vedem ce e stricat. Odată văd aici, dacă dăm noi pe examine. Ok, deci, front steering knuckle A, front drive axle C și celelalte două care mai sunt, oare? Alternator? Nu. Oh, văd ceva acolo. Da, văd în spate, bine. Păi hai să scoatem asta. Da. De ce nu? Vreau disable. Vreau să o dăm jos, dar de ce? De ce nu mă lasă? Trebuie să dau roata jos. Scoatem șuruburile. Cam murdară roata. Trebuie să dăm rotița jos dacă vrem să... Stai, ia, acum merge? Da. Ok. Și dăm assemble. Bum, și punem una nouă. Și putem vinde părțile vechi, dar nu luăm foarte mulți bani. Pune la loc rotița. Pot să dau așa dintr-o parte și să țin apăsat. Haide. Ok. Bun. Și acum, asta aș vrea să o înlocuiesc. Da? Dar ce trebuie să dau eu jos? Nu, disable. Oh, ok, deci, ca să dau asta jos, trebuie să dau partea asta jos. Oh my god, cât trebuie să dau jos. Ok, hai să dăm roata. Vai de capul meu. Și după aia dăm ăsta. Chiar că ne trebuia chestia aia să deșurubăm mai repede. Și trebuie să dăm front shock absorb cap. Na, nu ăla e trebuie, mă rog, nu ăla e de înlocuit la noi. Scoatem și asta. Și acum, fai de capul meu cât te scot aici. E greu să fiu un mecanic. Bă, am dat toate alea jos, sper să mai știu să le pun la loc. Bă, lasă-mă! Ok, dăm totul jos. Nu-mi dau seama exact ce trebuie să dau jos. Dar dacă așa vrei, dăm tot. Na. A, asta trebuie dată jos. A, era ăla din interior, mă. Am dat toată roata jos. Doar pentru bucata asta. Ok, assemble. Acum sper să mai știu să le pun la loc. Haide. Probabil nu trebuia să dau exact toate alea jos, dar... Mă rog. Așa. Perfect. Haide, selectează asta. Punem aia de frână. Asta așa. E greu să fii mecanic. E greu. Ok, deci, assemble. Ce mai lipsește? Roata, probabil. Dar, înainte de roată... Asta nu cred că trebuia dată jos, nu sunt foarte sigur. Bine. Păi și acum că am pus asta, cum ne-avea pun roata? Să punem asta așa. Haide. Aha, dacă stau așa de mult
și bucata asta. Perfect. Dar lipsește fucking roata. Asta lipsea. O tot uitam eu, bă, lipsește ceva de nu intră roata. Ok. Să punem rotița. Și mai avem în spate de înlocuit. Ok, deci am înlocuit alea două. Hai în spate să ne uităm. La examine. Ok, văd ceva roșu aici. Ăsta este căpăcelul. Stai puțin să vedem dacă îl dăm jos. Dacă vreau să dau asta jos. Așa. Așa. Și căpăcelul. Assemble. Perfect. Dar mai avem încă ceva. Și uite, asta e. Perfect. Mă, câte bucățele are mașina. Bun. E ca nouă. Sper că n-am uitat nimic. Hai să o lăsăm în jos. Ar trebui să funcționeze perfect acum. O, repair order, finish job. 500 de bănuți. Perfect. Phone, put new engine, oil and filter. Ok, ulei la motor vrea. Ia să vedem. Să se uite mecanicul Irafael. Loading, loading. Să vedem ce are sub capotă. Pac. Ia. De fapt, stai, să înainte să ne uităm sub capotă, zice așa. Change oil, drain old and refill with new oil filter I4. Așa că vom căuta aici oil. Oil filter I4. Nu știu dacă am nevoie să cumpăr ulei pentru, mă rog, când îl înlocuiesc. Engine head cover, battery. Hai mai bine să mutăm noi mașina în lifter aici. Hai să încercăm și pe ăsta din dreapta. Hop, mai sus. Foarte bine. Mi-ar fi frică să stau sub ăla asta. Ăsta trebuie înlocuit, disable. Și ia, dar oare trebuie să... Bun, i-am pus alt căpăcel. Perfect. Însă cum schimbăm noi uleiul? Ăsta, dar nu știu. Trebuie să-i dau design. Oh, așa mă, așa pui uleiul. Și... de unde ne-ai știu eu cât să pun? Cred că ajunge. Aoleu. Oil fill plug. E perfect, da? Hai să vedem. Change oil. Drain old and refill with new. Oh, trebuie să... Stai. Bine, băieți. Deci noi făceam toată treaba asta greșit. Trebuie să dăm un left filter și cu chestia asta tragem uleiul vechi. Nu prea mă pricep la mașini, deci nu știu cum funcționează toată treaba cu uleiul. Ok. Use. Stai, ce? Nu! Ridicăm mașina. Puteam să-i dau drumul. Ridicăm mașina și trebuie să stea asta. Nu știu cum să-i dau drumul. What the fuck? Așa. Oare va curge exact? Ar trebui să nu dăm pe ea pe afară. Disable? Nu văd! Bă, vreau și să... Nu ne arată, n-am ce să-i fac. Ok, deci a intrat tot uleiul în asta. Perfect, n-am dat pe lângă. Din păcate, nu m-a lăsat să văd. Mai bine, nu m-a lăsat să mișc ecranul. Întrebarea e... Ce mai mai fac eu? A, trebuie doar să apăs escape, cred? Habar n-am. Și mașina e ca nouă. De fapt, nu, nu, stai așa. Să lăsăm asta în jos. Pentru că acum nu mai are ulei și trebuie să punem noi unul nou. Și dacă dăm disassemble aici, punem altul. Stop. Hai să ne uităm cât are.
Deci, keep oil level between max and min marks. New oil is golden in color. Deci trebuie să punem mai mult. Trebuie să mai turnăm aici. Perfect. Hoa! Cred că a dat pe afară. Ia. Bun, e perfect. Cred că ăla e maxim, nu ne lasă să dăm pe afară. Cred. Hai să vedem. Eu zic că e gata. O, finish. Băi, n-am primit foarte mulți bani pe asta, dar nici n-a fost mare bătaie de cap. Vom încheia aici episodul, nu știu. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați butonul de like și vom mai face și alte episoade. Avem o groază de comenzi, o groază de chestii de upgradat. Deci, eu zic că avem ce face. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!